Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vreau să încep cu un aforism de Valeriu Butulescu. Arta cu cei mai mulți adepți rămâne totuși arta culinară, așa zice. Sunt Petru Chicu și împreună cu bucătarul șef Ion Crihan vă propunem să facem un turneu culinar senzațional și de bun gust prin țările Uniunii Europene. Astăzi vom simți aroma bucătăriei din regiunea de sud a Uniunii Europene. Bucătăria europeană este una din cele mai apreciate în toată lumea și incorporează tradițiile tuturor țărilor europene. Deși tradițiile culinare sunt diferite și specifice în felul său, acestea conviețuiesc împreună, creând fabuloasă bucătărie europeană, ale cărei restaurante sunt înalt apreciate. Sudul Europei sau partea mediteraneană se remarcă prin mâncare foarte colorată. Totuși, elementele de bază ale acestei bucătării cu caracter sudic comun sunt abundența de pește și carne, produse lactate de înaltă calitate, rețete cu multe legume, verdețuri, fructe și preponderența uleiului de măsline și a vinului. Multe rețete conțin ceapă, usturoi și roșii, peste care se pune ulei de măsline. Apoi se mai pot adăuga vinete, dovlicei, ardei grași, ciuperci, castraveți și legume cu frunze verzi. Pentru un gust deosebit se adaugă verdețuri mediteraniene, rozmarin, busuioc, pietrunjel, mente, mărar, fenicul și oregano. Fructele de mare și peștele rămân printre ingredientele preferate în bucătăria de sud, fiind folosite în rețete de supă, paste, salate și altele. În plus, multe rețete conțin carne de miel, capre, oaie, porc și iepure. Locuitorii zonei mediteraniene sunt faimoși pentru sănătatea lor de fier, așa că imposibil să nu apară și o dietă mediteraneană folosită pentru menținerea sănătății. Dragi prieteni, astăzi ne deplasăm virtual spre sudul Uniunii Europene, din care fac parte Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, România, Franța și Spania. Și vom prepara cele mai savuroase mâncăruri tradiționale ale regiunii. Tot astăzi ne așteaptă o călătorie excepțională în țările de sud ale Uniunii Europene. Surprize, dar și oaspeți deosebiți. Noroc, Ion! Salut! Așa, noi astăzi avem o masă plină de ingrediente. Da, foarte multe. Eu să înțeleg că azi vom mânca mult și vom găti mult. Nu vom mânca mult, vom mânca cu măsură. Cu măsură, da. Așa. Suntem și aici mulți, da? E important, cu măsură. Da. Dar vom mânca tradițional, cel puțin. Exact. Noi ne teleportăm în zona de sud a Europei. Europei. Da. Exact. Da. Și începem cu sudul Spaniei. Deci vom găti două rețete din sudul Spaniei, relativ simple, da? Am ales niște rețete ca prietenii de acasă să reușească să le gătească. Dar totodată și sunt tradiționale. Da, da, bineînțeles. Deci noi gătim niște croquetas, da? Croquetas. Croquetas. Deci vom face un semi-bechamel, da? Cu ton conservat. Așa. Din care vom face niște așa niște pârjoluțe, da, pârjoale, care le vom face panele, vom frige și vom pregăti și un sos din roșii cherry, da? Cu un pic de usturoi, un pic de ierburi, vedem deja pe parcurs, improvizăm un pic. Am înțeles. De atunci să recapitulăm ingredientele care vor fi dintr-o prima rețetă ca cei care ne privesc pe noi da. Să poate să facă notiții. Avem nevoie de ton, da? Ton conservat, fără apă, da. Dar conservat de dorit în ulei de măsline în și ulei, cât mai întreg să fie, da? Avem nevoie de ceapă, avem nevoie de făină, da. De fapt asta e pentru a le face panea, da? Bine. De făină, avem nevoie de câteva ouă pentru a le face pane, da, le trece. Da, și la sos. Și avem nevoie de 200 de ml de frișcă și 200 ml de supă de vită. Așa. Bulion. Spaniolii gătesc așa un preparat care se numește cocidas, da? Este o supă de năut.
da? Mm-hmm. Și când le rămânea această supă, da, pe a doua zi, știi că înăuntru, dacă e fiert mult, da, așa, supa se face așa, cam gelatinos. Gelatinos, da. Ei adăugau acolo un pic de făină, mm-hmm, un pic de ton, un pic de calamar, și... deja inventau. Și făceau aceste crochetas care se potrivesc perfect, mm-hmm, la un happy hour, nu știu, la un aperitiv. Asta cum s-a format sosul Cezar, a făcut din tot ce a avut, da, și s-a format un salat. Și din câte, și din câte știm, spaniolii, mai ales la sud, mm-hmm, da, le place după, după masă cumva, da, la un aperitiv, la, mm-hmm, un pahar de cava, să stea să mănânce tapas, da, și alea vin de acolo, de din mai multe preparate simple. Ia să servești și calde sau doar calde? Calde, bineînțeles, calde. Dacă sunt prăjite în ulei, calde. Ok. Așa. Așa, tu ai luat o ceapă, o, da, tai... o tai cubulețe mici. Da? Cuburi? Da. Așa. Rețeta pe care o facem acum, pentru câte persoane este suficient? Așa, deci noi vom găti, cred că, un 10-15 croquetas, da, din astea. Pentru 2-3 oameni, eu cred că e mai mult decât suficient. Deci avem nevoie de puțin de ulei de măsline, da? Da. Așa. Ceapă ucălim, ceapă ucălim sau aurie? Nu, nu aurie, trebuie, nu, să fie strevezie. Strevezie, da? Așa. Așa. Ca să devină strevezie mai repede, sare, da, puțină sare. Așa, sarea. Da, așa. Dacă vedem că ceapa se rumenește prea repede și noi nu avem nevoie să fie călită, să fie aurie, da, adăugăm, da, repede tonul, da? A, și tonul nu are nevoie de tonul. Nu are nevoie de un proces termic, da, lung. Nu are, este deja gătit, este, da, da. Așa. Exact. Așa, îl rumenim puțin cu ceapa ca să se amestece gusturile puțin, să se omogenizeze. Da? Corect, omogenizeze. Și adăugăm puțin lichid, da? Da. Foarte puțin, ca să nu arde ceapa. Înseamnă că noi deja obținem o textură cremoasă, da? Deocamdată nu, nu. Noi avem nevoie de o masă. Este, da, masă, care, masă, o masă de bază. Da. O masă care să aibă bucăți de ceapa, să fie foarte moale, să nu se simte după, da, ce mănânci crocheta, cum la toți place, că nu simți pe dinți, se simt. Deci trebuie să gătim bine ceapa. În schimb, tonul trebuie să rămână cât mai intact, cât bucăți cât mai mari, da, ca să când guști. Ok, atunci nu avem nevoie să o omogenezi. Adică avem o textură care este, da, baza, da, acum, a meniului nostru. Acum când am pus tonul, da, da, adăugăm făina, care este cântărită aici. Deci avem circa 125 grame de făină. Așa. Amestecăm bine ca făina să coacă puțin, să prăjească, da? Pentru rumene, că dacă nu facem acest proces, vom simți a luat crud. Crud, da, da. Deci trebuie să... Plăcut, el parcă de... Nu este deja plăcut loc. Da, când, da, făina, da, nu e tratat. Și iarăși, de ce e greu? Pentru că făina ce? Conține gluten? Da, da. Glutenul, dacă este crud, se transformă în clei în organismul nostru și este greu de digerat. Este greu pe, da, stomacel. Multă lume crede că mâncarea deep fried, da, prăjită în ulei, este dăunătoare. În schimb, da, dacă prăjim corect, rapid, la o temperatură corect, corectă și le scoatem din ulei la momentul, da, potrivit, e perfect. Este, nu pot să spun că e sănătoasă, dar nu e dăunătoare nici într-un caz. Da. Când s-a format această masă, uite, poți să vezi, de făină, da, deja cumva coaptă, da, cu ceapa, cu tot. Mie deja îmi place cum arată. Așa. Adăugăm restul lichidelor, da, care împreună cu făina vor crea acel sos care, da, va ține totul împreună. Făina s-a călit, făina, da, s-a rumenit și acum obținem masa de bază pe care vrem să o avem noi. Cam 10 minute până din toate lichidele astea, supa de vită, mm-hmm, da, care o avem, ca laptele care o avem, da, să se formează așa o cremă, da? Și cât e caldă, e cam lichidă. În schimb, o lăsăm să răcească puțin, se încheagă totul, așa, da? Și reușim să formăm, da, bilutele noastre, da? Vom face niște cnel, nu știu, vedem cum facem. Vedem cum vedeți și voi. Între timp putem să ne apucăm de cea de-a doua rețetă, nu? Ea tot provine din Spania. Tot din Spania, dar mai Spania mai centrală. Mai centrală. Da, din zona Madridului, da? Deci noi vom găti a doua rețetă, o tortilla de patatas, da? Așa. Care noi ce, când auzim tortilla, ce credem? Că e o lipie ceva, nu? Exact. În schimb, nu, este un preparat la fel tradițional, da, mm-hmm, care se face pe bază de cartofi. Da. Cartofi și adică ouă, da? Adică blatul se face pe bază de cartofi. Cartofi și ouă este ingredientul cumva, două ingrediente principale, da? Acest preparat se face iarăși, vine dintr-o altă rețetă care este patatas bravas, da, care este un preparat tradițional spaniol, care, mm-hmm, sunt niște cartofi copți cu paprika. Da. Da, cartofi copți cu paprika. Doar cartofi, da, cum copți, sună, da, patatas bravas. Ce făceau spaniolii? Le rămâneau acești cartofi, da, da, de la cina de ziua trecută, da? Da.
și făceam așa un fel de fritata, da, cu ouă și cartofi. Noi vom adăuga și puțină ceapă. Da. În general, bucătăria mediteraneană, da, sudul Spaniei, da, în general Spania, Italia, Franța, toate țările care au acces la mare, da, da, și au pământuri fertile, da, și au foarte multe legume, fructe proaspete, pește, carne, ouă, pui. O diversitate mare. Sunt foarte bogați în gastronomie. Da. Și de-aia mâncarea, preparatele lor sunt simple. Da, da. Dacă mergem la nord, deja e lipsă de legume proaspete, da, de fructe proaspete. Exact. Și atunci te complici ca să scoți cât mai mult gust din un anumit produs din care îl ai. Produs, da. Și de-aia noi, fiind în Spania, pentru noi e foarte simplu. Așa, uite, obținem așa o cremă, da? Un fel de sos bechamel îmbogățit cu ton și cimbru, da? Da. Uite așa. Acum îl răcim. Îl întindem cât mai subțire, da? Ca să răcească cât mai repede. Da. După aia îl adunăm înapoi. Să trecem la patatas, deja. Putem blanșa niște roșii cherry, da? Să lămurim la cei care ne privesc pentru ce facem acest lucru. Pentru aceea că roșia, când va cădea în apa fierbinte, să fie ușor decojată. Într-un fel, să avem cum să apucăm pielița și să o lăsăm doar cu miezul. Deci avem aici cartofi, avem ceapă, avem ouă. În primul rând, spargem ouăle. Avem nevoie de cam 6-7 ouă. Depinde de cantitatea de cartofi, dar cred că 6 ouă sunt destul în cazul nostru. Așa. Adăugăm un pic de sare. Un pic de piper. Avem nevoie de 30 de secunde, chiar numărăm până la 30, da? Ca să decojim aceste roșii. Așa. Ideal. 1, așa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secunde. Nu grăbim niciodată lucrurile, că în bucătărie niciodată nu trebuie graba să ne grăbim. Da. Că graba strică treaba. Așa, scoatem. Contrastul între apă rece și caldă de ușurință la decojarea roșiilor. Da, practic, de ce se întâmplă acest lucru? Deci roșia cumva fierbe, da, ceea ce-i firesc, da, fierbe. Da. Pielea se coace, da, uh-huh, și în momentul în care noi le punem în apă rece, se oprește coacerea, da, și e coaptă doar pielea și da, mai ușor o scoatem de acolo. Dar spune-te rog frumos, roșia, da, pentru ce trebuie să o decojim de piele? Pentru că noi vom face un sos. Facem un sos. Da. Și dacă rămâne pielea, va fi cu bucățele. Da, da. Deci textura un gust amar. Da. Deci e mai bine roșie decojită. În ideal, îi scoatem și semințele, dar avem niște roșii mici și nu e așa de important. Dar ca alternativă, noi putem folosi roșiile din conserve care sunt deja decojite. Da, da, iarăși, dacă totuși ne aflăm în sudul Spaniei, păcate, da, să cauți recomand să luați roșii proaspete. Exact, da, exact. Tortile de patatas, da? Da. În primul rând, curățim cartofii. Ne contează ce cartofi? Cartofi galbeni, da? Cartofii care sunt bogați în amidon, da? Uh-huh. Așa, pentru că ne trebuie o consistență. Iese așa ca un fel de tartă, da? O fritată tartă de cartofi. Așa, curățim bine, după aia îl tăiem cubulețe, da? Ca să coacă mai repede. Uh-huh. Între timp, tăiem și ceapa. Ceapa o tăiem în cazul nostru julien, da? Așa, niște... Când ai voie mie să tai ceapa? Da, te rog. Am avut ocazia să lucrez în mai multe restaurante, dacă când am fost tânăr. 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 Câțiva ani în urmă, da, vreo 10. Mai tinerel. Mai tinerel, da. Și în multe bucătării te pun să faci o supă minestrone. Așa. Dar știi de ce? Pentru că ai de curățit foarte multe legume. Pentru și, ea. Și trebuie și să le gătești corect. Exact. Și de fapt, în bucătărie, legumele este un produs complicat de gătit. Pentru că fiecare legume își are caracteristicile are, proprii. Da, are, da, rolul său. Deci aici avem un ingredient foarte important pentru a treia rețetă, care, da, o găti mai încolo, este sfecla roșie. Dar trebuie să o pregătim din timp, da. Din timp. Deci noi o tăiem mărunt ca să fiarbă mai repede, da? Așa. Deci așa. Este destul de moale, ceea ce e bine. Sfecla nouă întrebește pentru gust sau pentru culoare? Pentru gust și culoare, bineînțeles, da. Că știu că sfecla este un colorant destul de puternic alimentar. Ai mai călătorit undeva prin sudul Europei? Ai mai văzut ceva nou, niște specific sau ceva niște... Păi uite, eu am așa, o experiență destul de vastă ceea ce e legat de călătorit, dar iarăși nu e călătorit din ăla cu odihnă, știi? Da. Mai mult am lucrat. N-am combinat. Te-a impresionat în zona sudică a Europei? Păi ce-ai furat de acolo? Ce ți-am spus mai înainte, deci... E foarte important să înțelegi că sunt anumite produse care
Nu au nevoie să fie manipulate foarte mult, da? Te-ai sperat? Da, bineînțeles, îți dai seama. Am lucrat și cu șefi mari și te uiți la ei ca la, ca la icoană. Da, da, da. Când știi că după spatele lui vreo 30 de ani de bucătărie, da. Și tu ești un puștoi de 2-3 ani. Așa, da. Ce pot să spun? Spania foarte, foarte caldă, lumea este foarte primitoare. Italia la fel. Această zonă este încă renumită prin produsele de mare, fructe de mare. Da, bineînțeles. Eu să înțeleg că acolo este o gamă mare de pește, fructe de mare și totul ce este plus și specific lor, proaspăt. Proaspăt. Și când mănânci un produs proaspăt? Păi de aia, uite, și eu sunt de părerea că și noi în orășelul nostru, da, trebuie să ne inspirăm de la produsul nostru, nu? Să nu... Exact, noi în Moldova, exact, trebuie să ne inspirăm de la produsele avem noastre. Avem ceapă, avem cartofi, înainte. Da, pleci la țară, mai strângi mai o bucată pui, de brânză. Da. Uite că pui, de exemplu, uite, am călătorit mult, am gustat de multe, dar pui de casă, ca nostru, n-am gustat nicăieri. Și mai, dacă mai pui în cuptor sau o rață mută, de ce eu mai pui în cuptor cu niște prune și cu niște legume? Da, și dacă mai combini și faci și-o căzut carne de pe os? Și-l gătești după o tehnică anumită. Da, da, da. Așa, e uite, ceva bun. Deci, ceapa este foarte bine. Aici putem să-i dăm un foc așa, mai vioi, da? Da. Aici ne este important ca ceapa să caramelizeze un pic, să-și lase aroma. Să-i dispară iuțeala un pic, da? Chestia aia care ne face să plângem. Dar de ce nu ai hotărât să faci o paella? Că tot te revine din Spania. Da, dar hai să încercăm e să... E prea populară. Nu e prea populară, pentru că să o gătești corect, tot e nevoie de... E mult mai complicat să gătești o paella veritabilă. Bine, la noi avem toate ingredientele, renunțe... Da, dar nici măcar, chiar și dacă avem toate ingredientele, e un preparat complicat și există multe feluri la valenciana. Zonale. Da, și care e cu iepure, care e cu pui, care e cu crnăciori, care e cu... Exact. Și e destul de complicat ca... Preparare, da? Trebuie să ai supă fiartă din timp. Gata, da. Dacă în vrem schimb, să obținem un produs original zonal, eu așa zic. Și a doilea motiv e pentru că mâncarea care o gătim astăzi este mâncarea care o găteau bunicile spaniole. Da? Sau, dacă noi ne gândim la copilăria noastră, ce mâncam? Înseamnă că noi... Salată din grădină, pâine coaptă, adică noi aducem ciulama. La cunoștință istoria și... Da, corect. Deci, aici este gustul Spaniei. Da? Așa, deci aici avem ceapa, da, care se călește. Da, și aici avem cartofii. Cu roșiile cherry, ce fac cu ele? Le tai cu bușoare? Nu, le tai... ele trebuie puse într-un pahar blendate cu ulei de măsline, cimbru, așa. Usturoi. Am înțeles. Și cos de ceapa. Așa, ulei de măsline, 100 de grame. Ulei de măsline, da, cam așa, un cățel de usturoi. Jumătate. Așa e bun. Așa, niște cimbru. Cimbru, poți să mai pui cimbru și la mine. Da. Cimbru pun și de la tine și de la mine. Așa. Așa, cimbru, ulei de măsline, cherry și doi cățeli de usturoi. Unu, chiar jumate. Sare. Da, bineînțeles, un pic de sare și niște cozi de ceapă. Cozi de ceapă. Da. Bine. Prăș. Perfect. Recapitulăm. Noi facem tapas. Hai să-i numim așa. Tapas. Dacă tot suntem în Spania, da. De facem două feluri de tapas. Croquetas, care sunt aici, da. Uite cum a devenit aluatul nostru, da, și tortile de patatas, da, care se gătește. Avem nevoie de timp aici cât se gătește cartoful, da, că cartoful trebuie să fie moale, da? Brut, da. Așa, aici începem să facem croquetas. Facem bieluțile. Da, deci avem nevoie de două linguri, așa, uite așa, și le lăsăm deocamdată așa să facă o piculă crustă deasupra. Așa, sfecla noastră. Fierbe cam încet. Mai e. Așa, să știi că, uite, aceste două preparate par foarte simple. Sunt foarte simple, de fapt, dar sunt extrem de savuroase, da? Și într-o zi caldă de vară, cum fac spaniolii, da? Da. Îți torni un pahar de cava, care este șampania spaniolă, da? Sau, da. În cazul nostru, torni un vin spumant.
Eu data viitoare propun să faci la mine acasă. N-am nicio problemă. Chiar vine sezonul cald. Sezonul grătarului. Da, grătarului. Și chiar uite, chiar o să stăm împreună și vom face. Că vă dați seama, într-o companie unde persistă doi bucătari, da, se mănâncă bine. Compania are numai de savurat. Mie îmi place cum arată cimbrișorul acesta între... Da, și să știi că îi va da nota aia de gust care e totul. Nota 10, da. Care și la un simplu preparat, eu sunt de ideea, uite, am deja 15 ani de când sunt bucătar. Da, da? Mulți ani înainte. Ideea este că chiar și la un om prăjit, da? Dacă tu îl faci ca la carte și ai grijă de el, da, îți iese un preparat de nota 10. Exact. Așa. Așa, aici suntem bine. Uite, avem, cum am spus, avem, eu, cam 15 vor ieși, nu? 10-15. Avem 7 și aici mai avem încă vreo 5, vreo 12. Da, super. Așa, uite ce facem acum. Noi punem o tigaie. Da. La un foc mare. Așa. Da. Punem uleiul, da, pentru a împrăji. Da. Așa, mult ulei? Da, foarte mult ulei. A, tu vrei el să se... Da, da, da. Înnoate în ulei. Să înnoate în ulei, corect. Așa. Dar foarte rapid, da? Doar cât... deja este coaptă făina dinăuntru, da? Da. Nu, ne trebuie, da, să ele au fost într-un fel tratate. Da, sunt gătite. Doar trebuie să-i facem crusta. Uite că îmi place cum arată. Așa, da, și să știi că deci toată amplutura asta e practic ton. Ton, ceapă, sucurile de la ton, da, și un pic și de făină. Un pic de făină. Uite că noi putem și în loc de pesmeț, da, putem să folosim și panko. Da, pesmeț panko, care este un pic mai gros. Și mai poros. Mai poros și îi dă un crocant de alt nivel, da? Dar din păcate avem pesmetul ăsta. Dar e la fel de bun. Deci aici ne apropiem mai mult de tradiție. Panko deja e inovație. Da, inovație. Așa, după acest lucru o să te rog să iei sfecla din apă, da, să adaugi o guriță de oțet, cam 40, o linguriță, nu, cam 30 de grame de oțet și să o blendezi pe aia. Să o faci piure de sfeclă cu un pic de oțet. Dacă nu e oțet, punem niște zeamă de lămâie. Da, bine. Așa, la noi uleiul s-a încălzit, cum auziți cum cântă uleiul. Dar uleiul nu cântă, el joacă. Da, când uleiul s-a încălzit, da, noi nu avem un termometru, uleiul ar trebui să fie între 170 și 190 de grade. Da. Dacă uleiul... Dacă e mai sus, înseamnă să începi să dăm focul mai încet, da. Dacă e mai jos, așteptăm să încălzească. În acest caz, eu ce fac? Dau plita la maxim, se încălzește uleiul, după aia o sting. Da, și undeva la jumate de timp, cât coace. Și când pui, iese răcesurile. Da, corect. Așa. Amestecăm bine. Pregătim o farfurie cu hârtie absorbantă. Da. Ceea ce spuneam de coacerea în ulei, da? Da. Dacă noi coacem rapid, da? Ce se întâmplă în produs când coace în ulei? Deci, noi avem umiditate, da? În crocheta, da? În interior. Și avem ulei pe exterior. Ce face uleiul cu apa? Se separă, corect? Deci, până când noi avem umiditate înăuntru, uleiul înăuntru nu pătrunde, da? Pentru că umiditatea iese și îl împinge afară. De asta noi dacă prăjim corect până la punctul potrivit, nu obținem un produs oloios. Exact. Și suculent. Da, bineînțeles. De aceea când noi rupem, pe interior este suc, dar nu este doar țesuturi uscate. Să ne reamintim de ce avem nevoie ca să preparăm croquetas. Dragi prieteni, în cadrul Zilelor Europei 2021 anunțăm și un concurs. Fiecare din voi poate prepara bucatele propuse de șeful Ion Crihan acasă, după care puteți face poze cu acestea și să le plasați public pe pagina proprie de Facebook cu hashtag-urile Ziua Europei 2021, hashtag Solidaritate pentru Sănătate și hashtag Echipa Europa. După care să expediați linkul postării și datele de contact la adresa de e-mail ianina@particip.com. Câștigătorii vor avea parte de cadouri speciale oferite în exclusivitate pentru participanții concursului dedicat masterclasselor de bucătărie europeană din partea Ambasadei Sloveniei în România
și delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Așa că vă îndemn să fiți alături de noi, să gătiți cu poftă și să fiți premiați! Astăzi în studio avem un invitat special. Doamnelor și domnilor, sunt bucuros să-l salut pe bucătarul șef la reședința ambasadorului Franței în Republica Moldova, Pavel Vomișescu. Bună ziua! Salut! Salut, colega! Bună ziua! Salut! După cât te cunosc eu, tu ai venit cu o rețetă franțuzească, originală și destul de populară în Franța. Da, am venit cu o rețetă de un fondant au chocolat. Fondant au chocolat. Eu cred că la noi în țară el este destul de popular deja și lumea foarte mult îl îndrăgește. Cred că lumea pe care ne privește este foarte curioasă să vadă cap-coadă toată etapa pregătirii acestui uimitor sau fascinant desert francez. M-ai străduit să-l arăt. Adică noi astăzi, toate etapele, noi toate astăzi etapele. Vom face un fondant de ciocolată a la carte, adică cap-coadă. Da, sigur. Așa. De ce ingrediente avem nevoie noi? Noi, în primul rând, avem nevoie de o ciocolată foarte bună, să fie de o calitate foarte bună, înaltă, sigur, da. De unt, de calitate, sigur, tot înaltă. Așa. Să fie. 82% și sigur, de alt unt nici nu există. Da. Și ouă, un pic de făină, zahăr și un extract de vanilie. Care sunt punctele pe care trebuie să ținem noi cont de ele în timpul pregătirii? Proporțiile, eu socot de ou și de ciocolată. Așa. Și unt și temperatura de pregătire la cuptor. Am înțeles. Înseamnă că noi astăzi vom face, pentru câte porții de desert? Hai să... Asta cred că 8-6. Cu ce începem? Am înțeles că aici e baie de abure. Punem în la baie de abure... Ciocolata. Ciocolata și untul. Omogenăm. Da. Da, da. O topim tot împreună. Noi să ținem cont de aceea când amestecăm pe baie de abur ciocolata cu untul, tot timpul să ținem sub vizor masa omogenă. Ion, wow, tu deja ai început ceva să gătești, fără da, mine. Da, fără mine. Fără tine, nu te aștept. Deci, vizi, eu am fost axat pe un desert care deci, cu mult îl aștept drag. Deci cartofii, care i-am făcut da. Mai înainte, da. I-am lăsat să se răcească. Între timp am bătut ouăle, da? Așa. Care erau deja bătute, care am văzut împreună, da? Le-am amestecat și le-am pus la o tigaie încinsă. Asta obținem tarta aceea pe care am zis-o de la început. Da, este foarte asemănătoare cu o frittata italiană sau o omletă da. Moldovenească, dacă vrei să spui. Da, o numim da, așa cum vrei, da. Se numește tortilla în Spania, tortilla de patatas. Eu îmi aduc aminte că când eram mic, dimineața când rămâneau ceva cartofi fierți, mama îi călea pe tigaie și ca să fie mai gustoși, puneau 2-3 ouă acolo și era perfect. Așa este. Acum urmează? Aș vrea să începem cea de-a treia rețetă. Da. Da. Deci vom găti... teleportăm ne teleportăm în nordul Italiei, în nordul care Italiei. Este sudul Europei. Da. Așa. Da. Așa, vom găti un risotto, da, ce clasic pentru Italia, care pare a fi un preparat simplu, dar este destul de complicat. Sunt niște reguli pe care trebuie să ținem da, cont de da, ele. Da. Vom găti un risotto cu sfeclă roșie, da. Un carpaccio de creveți da. Și burrata. Tu reușești să-ți închipui gusturile. Deci noi avem o sfeclă, da, care e făcută cu un pic uite, acestea sunt trei ingrediente dulci. Asta este sfecla, este burrata și creveții. Da. Corect, dar sfecla este gătită cu un pic de oțet sau un pic suc de lămâie da. Și da, de nota aia de aciditate. Da. Vom adăuga și un pic de zest de lămâie, foarte puțin, care să ne dea senzația de prospețime, da. Da? Și noi vom avea pe final gustul sapid de orez, da? Uh-huh. Dulceața de la burrata și creveți uh-huh. și acrișorul de la sfeclă. Deci, foc la ghete atunci. Da. Vom pregăti carpaccio de creveți, de creveți. Și să-l punem la frigider. Așa, secretul la un risotto perfect este capacitatea noastră de a scoate amidonul din orez, da? Da. Orezul este prevalent un amidon, dacă și cartoful exact. Galben da. De altă da. Parte, da? Este foarte bogat în amidon. De aia noi trebuie să fim foarte iscusiți să-l extragem de acolo, ca să obținem o cremă, da? O cremă. Că mulți confundă un risotto cu un orez cu un orez fiert. Da, exact. Deci sunt două lucruri diferite, total diferite.
De aia noi începem cu a prăji orezul, da? Urmează. Să-l deshidratăm. Să-l uscăm puțin, da, să-i scoatem umiditatea în plus, care poate o căpătat-o stând pe raft sau în borcan sau... Da. Da. Așa, îl prăjim un pic, după ce adăugăm un pic de vin alb, dar în cazul nostru un pic de vin roșu, pentru că avem nevoie de culoare. Uh-huh. Da? Și începem să-l udăm, da, cu puțină apă, da? Cine, da, folosește, iarăși, dacă vrem să-i dăm un gust, de exemplu, facem un risotto cu cârnăciori, de exemplu. Da. Atunci putem să-i băgăm supă de vită, de pui, de, nu știu, de porc. Orezul contează pentru risotto. Da, orezul trebuie să fie carnaroli, vialone nano sau arborio. Ați înțeles? Da, sunt orezuri foarte bogate în amidon. Notați. Anume, da, orezul cu așa cu bătișorul ascuțit. Da, și ca să vedeți cantitatea de amidon, uite, puneți așa mâna în pachet și îl vedeți praful cum rămâne așa pe degete, atunci orezul este potrivit pentru risotto. Exact. Dacă nu avem această chestie, nu gătim risotto. Înseamnă că el a fost spălat de vreo 10 ori. Da. Bine, așa, hai atunci... Începem cu carpaccio de creveți, da? Da. Eu vreau să văd ce face Pavel. Pavel, văd că topim ciocolata. A topit deja ciocolata. Da, și adăugăm un pic de sare. Să accentuăm. Sarea asta este un accent și un echilibru. Da, gustului. Eu, după cât îi cunosc în bucătăria franceză, deseturile sunt unele cele mai rafinate mâncăruri. Adică se atrage mult atenție la acest gen de mâncare. Dulciul, copturi. Da, sigur așa și este. Deserturile franceze sunt destul de rafinate, destul de delicioase. Ca și francezii, ca și francezi, moda lor delicată, frumoasă, da, elegantă. Unul dintre deserturile cele mai cunoscute și remarcate în lume, preluate de toți bucătarii francezi în lume, da, este și fondant au șocolat. Așa, s-a topit ciocolata împreună cu untul. Acum noi trebuie să batem ouăle. Ouăle, da, îmi permis mie că vrei lucrurile să îmi place, da. Vreau să te ajut că, uite, pe Ion l-am ajutat. De ce râși pe mine, da? Dar de ce să nu ajut colegul? Dacă noi vrem să batem ouăle și să avem o masă poroasă, eu așa mă înțeleg, da? Ce trebuie să adăugăm? Eu știu că se adaugă la început puțin sare, da, și apoi adăugăm treptat zahărul. Da, așa și este. Deci să aruncă un pic de sare. Da. Dar zahărul deja e pe. Așa, pune. Ea e venit cu un desert francez. Presupun că el are o istorie anumită, chiar și un caz din viață care s-a pornit acest desert. Se spune că acest desert a fost descoperit dintr-o greșeală de un bucătar francez. Acesta a lăsat desertul din ciocolată prea puțin timp la cuptor. Așa? Și când s-a uitat, a reușit că în interior el a rămas crud. Nu s-a copt, da, a rămas crud, dar ciocolata a fost moale. Și a crezut că e gafă. Și au zis, se trebuie. Este foarte bine. Trebuie. Asta este magnific, ceva bun, delicios. Înseamnă că el are o istorie de mai mulți ani. Da, el se socoate un desert tânăr. Uh-huh. El se socoate, îmi pare mi se are vreo 30 de ani. De când nu provine dintr-o bucătărie familiei regale sau... Nu. Uite că cam obținem o masă așa. Omogenă. O masă poroasă. Uite ce frumos arată spuma. Foarte frumos. Dar spuma trebuie să fie cu bule mari sau cu bule mici? Cu bule mici. Cu bule mici, mai dese. Când apar bulele mari, înseamnă că el deja își reia consistența. Sigur. Uitați-vă între timp ce am făcut eu. Am obținut practic o masă poroasă, spume din ouă, care vom folosi pentru fondant au chocolat. Evident că acest lucru se poate de făcut și cu mixerul. Ar fi mai ușor. Ar fi mai ușor și mai rapid. Dar așa cum noi suntem bucătari prusioniști și nu ne temem de lucru manual, putem să o facem și cu mâna. Mai facem un pic de fitness. Mai facem și un pic de efort. Încearcă și tu și cred că tu vei aduce până la consistență potrivită. Așa, Ion a făcut un carpaccio perfect din creveți. Ce spui dacă acești creveți aveau să fie prinși două ori în urmă în oceat? O să fie mai bun. Nu, eu cred că avem să-i mâncăm aici pe loc. Ne urmează. Nu, cruzi. Da, da. Știi că carpaccio se face din carne crudă, adică pește, carne, nu contează, dar și se mai folosește și fructe de mare.
I-am pus, deci, cum noi știm toți, da? Da. Sarea coace și iada, de aia una din metode de a pregăti un produs, mm-hmm. este și marinarea. Exact. Da? E deci semifabricat. Semifabricat, nu. Este din momentul în care noi punem zeamă de lămâie, sare, da. Dar la un produs ca crevetele, care este foarte delicat și subțire în cazul nostru, așa. Nu are nevoie de un procedeu termic, da? Da. Este deja copt datorită acidității de la lămâie și la sare. Și la sare. Așa, și îl punem în frigider să fie rece. Uite, să... uite ce face. Uite, acest este magia. Punctul, da, magie. Așa. Așa, și după aceea noi punem în forme. Da. Așa, noi aici avem burata. Da, deci, în primul rând, la burata eliminăm partea mai dură, da? Da, partea dură, partea de sus, nodul. Da. Așa, și restul facem așa, bucățele. Adăugăm un pic de sare, foarte puține, pentru că trebuie să fie dulce, da? Un pic de ulei de măsline. Așa. Așa. Și un pic magie, de zeamă de magie. Nu zeamă de lămâie, dar... Doar coajă. Coajă de la mie? Puțin. Foarte puțin. Așa. Acum avem nevoie de o furculiță. Și o pisesc. Și amestecăm foarte bine. Așa, să fie condimentat. Ok. Uh-huh. Ion, tu da. Acum te apuci la treabă. Da. Deci, să deshidratezi orezul, arborea. Trecem, da, la procedura de, în italian se spune tostatura, da? Tostatura. Adică îl prăjim. Hai să-l prăjim. Așa, îl punem frumos aici. Avem nevoie la risotto tot timpul de o cratiță cu dublu fund, da? Da. Ca și să nu fie tigaie, căldura să fie, direct, da. Să păstreze cât mai mult temperatura înăuntru, pentru că secretul, iarăși, încă un secret a unui risotto bun, este o temperatură constantă, stabilă. Da. Atunci acest fapt ne permite ca amidonul să iasă liniștit. Iarăși, mă repet, cât mai mult amidon reușim să scoatem din orez, cu atât mai cât frumos mai, și gustos cât mai bună textură să obținem în final. Da. Între timp cât te vei pune împlutura în forme, vreau să-mi răspunzi tu la o întrebare profesională. După părerea ta, care or fi acele trei bucate tradiționale din sudul Europei? Așa cum sunt un mare amator de carne. Ce tip de carne? E bovină sau... Bovină. Pule, nu, sunt amator de bovină, sunt amator de pasăre. Așa. Dar în orice caz eu adică prefer orice. Adică primul rând va fi carne. Carne, sigur, da. Sigur carne. Ardorile cred că ar fi un terin de foie gras, un pate de foie gras, ceva da, delicios. Da. Da. Și al treilea? Și al treilea cred că ar fi deserturile. Oricare. Un fondant au șocolat, nu, ceva prefer lejer. Un creme brulee, un fondant au șocolat. Ai gusturi bune. Mersi. Hai să punem împlutura în aceste forme minunate. Apropo, formele trebuie să fie din metal subțire. Așa-i? Da. Eu știu de ce. Să lămurim și acei care ne privesc. Că metalul subțire transmite foarte ușor căldura. Eu mai știu că se mai pune în forme de silicon. De cele micuți, așa, de 80-90 de mililitri. Se pune, n-am încercat niciodată. Dar eu știu că e complicat din ea să scoți. Da. Știu că se mai pune în formă de creme brulee, dar ele așa și se dau în formă, da, nu le scoateți din formă. Tăbița și e micuță, da, așa. Da, da, da. Așa. Hai să punem toată împlutura. Sigur că o punem toată. Da? O punem aici? Da, da, mersi. Hai. Așa, Pavel termină ultima porție de fondant au șocolat, se umple forma. Asta e forma, va fi junior. Da, pentru mine. Pentru tine. Cum și ai zis, 7-8 porții. Adică vă dați seama că Pavel nu prima oară face această rețetă. Să înțeleagă cei care ne privesc că creveții au fost condimentați, da, tratați. Da, da. Da, nu sunt nici într-un caz dăunător, mai ales că sunt creveți înghețați, deci nu sunt pescuiți ieri. Și e bine să îngheți crevetele, dar e important să știi când îl cumperi să fie înghețat la bord. Adică pe nava în care s-a pescuit, acolo și s-a înghețat. Da. Așa, deci adăugăm puțin crevetea, așa, frumos. Aceasta este o porție. Aceasta este o porție, adăugăm puțină burrata. Da. Așa. Așa. Ca să dea cremozitate în plus. Arată extraordinar. Așa. Așa, un pic de cimbru pentru culoare și aromă. Da. Așa. Și cum
nu poți pleca din Italia fără un, cum spun italienii, un giro d'olio. Da. Adică un cerc de ulei. Un cerc de ulei. Așa, uite așa. Masa noastră este deja gata. Am luat furculița în mână. Ion tot și Pavel tot. Tot. Masa noastră este gata. Dar eu încă mai am o întrebare la tine. Aici avem patru feluri de mâncare. Dar în familia ta, ce mâncare tot timpul este la masă? De exemplu, o salată, o supă, nu știu, un desert. Cum am spus, sunt amator de carne. Și sigur că dar ce fel, bine, ce tip de carne? Sau ce fel de carne? Sau ce mâncare din carne? Anume că din carne se face mult. Ador blanchet de vou, ador friptura noastră, ador supele, ador supele, da. Super. Supele. Și evident rămânem cu dulcele pe masă. Cercul nostru gastronomic este deja închis. Facem punct aici și recapitulăm ceea ce am făcut noi pe gust. Hai, Ion, să zicem, ce am făcut noi aici? Da, deci noi am început de la două feluri de tapas spaniole, da? Unul din extremul sudul Spaniei, da, care este croquetas. Croquetas, da. Cu un sos de roșii. Da. Și cum am spus înainte, eu, sosul care l-am făcut e ceva ce se plimbă pe lângă un gazpacho, dar nu e, într-un caz. E așa, un sos de roșii cu ușurel și ușurel care, bine care se combine foarte bine cu aceste croquetas. Acolo avem tortilla de patatas. Tortile deci, de patatas. Iarăși, aici ne mutăm cam în centrul Spaniei, da? Da. Și în zona Madridului. Și iarăși, un preparat tradițional spaniol, da, care este o nimic mai mult decât o, hai să, dacă se spunem așa în italian, o fritată cu cartofi. Aceasta preparatul este, culminant. Cred că e aceleași de pe tort în da, deci avem un risotto cu sfeclă roșie. Da. Carpaccio de creveți, bine, marinați cu un pic de sare, un suc de lămâie și burrata. Deci noi avem risotto care vine din nordul Italiei, avem burrata care vine de la sudul Italiei, da, avem creveții care vin de la sudul Italiei. Perfect. Bun venit din Franța. Bonjour. Haideți să gustăm, dragi prieteni, meniul nostru de azi. Da, eu recomand să începeți să gustați de la risotto, care are gusturi mai puțin agresive. Uite, tu ești primul. Da, te rog. Oastele nostru drag, Pavel, te rog să arată iai parte din degustație. Superb. Arată superb. Eu chiar combinația aceasta cu creveți și cu burrata. Da, e gustos. E foarte. Așa, mergem mai departe. Croquetas. Unul ție, unul lui Pavel și unul mie. Eu doar o bucățică vreau. Și e moale și crocat. Cam interesant. Interesant. Și cimbrușorul chiar își face lucru. Își da, da. Pentru că tonul este un pic agresiv și cimbrușorul balansează. Wow! Fondant! Acesta este lava. Lava aceea de ciocolată topită, neagră. Pavel? Da, este foarte gustos. Jos pălăria. Eu vreau să eu rămas bun, din păcate. Sper să ne revedem. Pavel? Sper și eu. O zi mersi, bună și multă, multă sănătate. Dragi prieteni, azi ne-am bucurat de o călătorie gastronomică fabuloasă. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și sperăm că v-ați inspirat cu bucate din sudul Uniunii Europene, din care fac parte Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, România, Franța și Spania.
Împreună am reușit să facem o evadare spre sud, preparând feluri de bucate tradiționale delicioase din această regiune. Și vă reamintim despre concursul Zilei Europei. Fiecare din voi poate găti bucatele propuse de șeful Ion Crihan acasă, după care puteți să faceți poze acestea și să le plasați public pe pagina proprie de Facebook cu hashtag-urile Ziua Europei 2021, hashtag Solidaritate pentru Sănătate și hashtag Echipa Europa. După care să expedieze link-ul postării și datele de contact pe adresa de e-mail ianina@particip.com. Câștigătorii vor avea cadouri speciale oferite în exclusivitate pentru participanții la masterclasele dedicate bucătăriei europene din partea ambasadei Sloveniei în România și delegații Uniunii Europene în Republica Moldova. Rămâniți alături de noi, preparați gustos și obțineți premii. Masterclassul de azi se încheie aici. Expediția noastră gastronomică a fost organizată în contextul evenimentelor dedicate Zilei Europei 2021. Gătiți și astfel călătoriți. Vă doresc inspirație culinară, gust de viață și multă sănătate. Cu drag, Petru Chicu. Thank you.